Sigur că sunt foarte mulțumit de rezultat. Evoluția pe ansamblu a echipei, eu cred că a fost una destul de bună, chiar dacă, să spunem așa, am avut o primă repriză în care nu ne-am creat foarte multe situații de a marca, dar obiectivul nostru pentru jocul de azi erau cele 3 puncte puse în joc și pentru asta jucătorii merită felicitări, pentru că au dat dovadă de multă minte, inteligență, au avut răbdare și până la urma urmei echipa oaspete a cedat și am reușit să câștigăm jocul, lucru care era cel mai important, era primordial pentru noi. Le-am mulțumit băieților pentru rezultatul de azi, pentru joc și nu cred că asta era cel mai important cadoul pentru ziua mea. Era în primul rând un cadou pentru ei, pentru familiile lor. Pot sta liniștiți, să petreacă Paștele împreună cu familiile, fără să fie o presiune care nu era necesară înaintea următoarelor jocuri care le avem de disputat în campionat. Pentru că echipa Vaslui nu a demonstrat că merită să dea 3 goluri. Cred că am jucat mai bine ca adversarii primele 45 de minute. Pentru că ei în prima repriză nu au avut nicio ocazie și noi am avut o ocazie, două foarte periculoase. Ce s-a întâmplat a doua repriză poate să știe numai el și jucătorii. În seara s-au văzut două părți la echipa lui. Prima foarte bună și a doua foarte rea. Dar asta nu vrea să le mulțumească jucătorii adversi și să spună că totuși au meritat să câștige partida.